Suntem pregătiți, toată lumea, la traseu! Facem echipele! Și eu sunt pregătit să fac echipele. Așa că vom avea două echipe. Echipa băieților și echipa fetelor. Vom face un joc de aventură stil Survivor, pentru că acum avem și băieți și fete. Yay! Avem două echipe formate din câte 6 persoane. Echipa fetelor. Salut! Și echipa băieților, formată tot din 6 membri. Gălăgie! Cine va câștiga oare? Așa credeți voi, fetele sunt mai puternice! Din echipa fetelor fac parte! Maia, Isabela, Isabel, Briana, Teodora și Mara. Iar din echipa băieților, Tudor, si. Tudor, Aris, Darius. Și Vlad, oare cine credeți că va câștiga? Avem un traseu pe care îl vom urma. Prima probă va fi cea mai grea după mine. Toți concurenții vor avea nevoie de multă energie, pentru că vor sta atârnați de aceste inele. Copiii mai mari vor trebui să îndoie genunchii. E atât de greu, eu nu cred că pot. Iar mai departe vor avea o bârnă. O brână fixă momentan, dar mai departe vor avea niște cauciucuri care le vor da bătăi de cap. Dar cel mai bine ar fi să facem... Nu e fixă eu, la aceasta m-am lovit. E puntea suspinelor! Dar cel mai bine ar fi să pornim challenge-ul. Să descoperiți odată cu noi provocările. Toți participanții vor urma același traseu. Vor începe de acolo, vor continua pe aici, cauciucurile... Acești cilindri suspendați, apoi un traseu de cățărare, cauciucuri amuzante, cățărare pe cauciucuri, dintr-o parte în alta. Iar ultima provocare este tiroliana. Doar pentru cei care au greutatea sub 40 de kilograme. Vă fac o demonstrație. Eu am făcut de la început. Hai, Debri. Grăbește-te, Debri, pentru că vei pierde timp. Totul va fi cronometrat. 3, 2, 1 și... Așa că nu ne rămâne decât să dăm start joc. Fiecare echipă să se sfătuiască și să hotărască ordinea intrării în probe. Atenție, cei mari vor alerga traseul tirolianei până la capăt. Ultimul lucru pe care vreau să-l fac e să alerg. Hai, începem azi! Fetele să se sfătuiască cu fetele, iar băieții cu băieții. Am eu ceva. Brainstorming. Am eu ceva să vă spun, hai. Toate fetele aici, 6, 6, 6, să le vedem. Iar băieții aici, ei stabilesc ordinea. Oare ce strategie vor aborda? Vor începe în ordinea vârstei? Crescător, descrescător, în ordinea greutății sau în ordinea numărului de la pantofi? Eu am 42. Tu? A, nu, 38. 38? Câți ani ai? 11, fac 11. Mulți înainte. Nu. Tu cât ai? Nu știu. 32. 30. Tudor, cât ai la pantofi? 31. Tu? 28. Tu, Vlad? 37. Eu 40-45. Deci, treaba e serioasă. Așa că, să pornim. Va trebui să tragem la sort să vedem ce echipă începe prima. Vom face în felul următor. O fată, apoi un băiat sau invers. Un băiat, apoi o fată. Iar totul va fi cronometrat. Ca la urmă să vedem cine oare va câștiga. Echipa băieților sau echipa fetelor. Așa că să nu mai pierdem vremea. Să dăm start competiției. Fiecare echipă să-și stabilească un capitan. La noi e Maia. Iar echipa băieților e? Tudor. La noi e Tudor. Ce tare, cel mai mare cu cel mai mic. Mara e cea mai mare din echipa fetelor, iar Tudor e cel mai mic din echipa băieților, da. Așa, am aici două bețe. Unul e mai lung, unul e mai scurt. Voi nu știți asta? Veți alege câte un băț, iar cine trage bățul mai lung va hotărâ dacă echipa lui va începe prima sau nu. Hai să vedem. Ce? Șefii. Okay, acum le măsurăm. Păi nu, doar... Mara are bățul mai lung, deci Mara stabilește dacă fetele încep primele sau nu. Nu! Deci, băieții încep primii. Băieții stabilesc ordinea. Cine e primul de la voi? Tudor va fi primul de la ei, iar de la fete, cine va începe? Cine? Mara. Eu! Teo! Teo va fi prima, bun! Eu îi voi susține, voi fi alături de ei, dar un plus foarte important
îi voi supraveghea. Voi face ca lucrurile să fie safe, dar nu numai asta, îi voi încuraja. Încurajați-i și voi, echipa băieților, cu un mare like. Ce ziceți? Merită băieții un like? Da. Nu, nu, dați like pentru băieți, dați like pentru fete! Scrieți în comentarii cine susține băieții! Și cine fetele? Băieții, băieți, gălăgie! Pe noi să ne susțină, veniți aici! Pe noi să ne susțineți! 3, 2, 1 și... Like! Ce așteptați? Un mare like pentru noi! Pornim? Eu pornesc cronometrul atunci când Tudor va fi gata! Resetăm, e pe zero! Tudor, important e să participi, ca la orice competiție. Nu să câștigi, dar totuși noi vrem să câștigăm. Așa că, să avem succes. Țineți-i pumnii strânși și în 3, 2, 1. Am pornit deja! Tudor, Tudor! Hai, Tudor, bravo, Tudor, bravo, Tudor! Hai, 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 hai! Hai băieți, încurajați-l pe Tudor! Hai Tudor, grăbește-te! Grăbește! Tudor, Tudor, bravo Tudor, hai! Hai, cu grijă, cu grijă, cu grijă! Acum, repede, repede, repede! Bravo! Și... Așa, perfect, perfect, perfect! Hai băieți, încurajați-l! Tudor, Tudor! Pe frânghie, Tudor, folosește frânghia. Să nu te accidentezi, folosește frânghia. Bravo, 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 bravo. Așa, perfect. Hai, Tudor, bravo, 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 bravo. Hai, aici. Dintr-o parte în cealaltă și atât. După care, direct pe tiroliană, da? Hai, băieți, încurajați-l pe Tudor. Hai, Tudor, hai, 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 hai. Unde e tiroliana? Tiroliana, 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 tiroliana. Tudor, te ții bine, da? Dați-vă la o parte! Hai, Tudor, și... Aproape de final, bravo, sus picioarele! Și... Stop! 1 minut și 39 de secunde! Bravo, Tudor! Bine! Yeah! Un mare like pentru Tudor! A fost foarte activ și s-a descurcat de minune! Acum să vedem echipa fetelor. Vor scoate un timp mai bun? Ce se întâmplă dacă nu putem pe această... Trebuie să ții picioarele sus. Dacă eu nu poți, vei avea penalizare 10 secunde. Ce? Da, da. Exact. Da, mi-a mai mult de 10 secunde să trec. Nu decizi. Deci pur și simplu merg direct. Nu ai cum, cam încercat și eu. Nu merge. Totuși 10 secunde e un timp cam mic. Ar trebui să-i penalizăm mai mult. Dar putem să facem și altceva. Pentru că sunt prea mari și nu au cum să facă proba aceasta la fel ca și proba cu tiroliana, cei mari vor face aici mersul piticului. Atât Mara, cât și Ianis. Așa. Iar la tiroliană vor da probă de viteză. Așa înseamnă. Deci, așa înseamnă mersul piticului. Sunt cea mai bună la chestia asta. Și drept. Așa că să o susținem pe Teo. Țineți minte, 1.39, cine notează pentru Tudor? Eu în minte. Am emoții. Dar voi nu uitați să ne susțineți cu un like. Ar trebui să mă spăl pe mâini, deoarece mi-am băgat mâinile în pământ și nu mi-am dat seama că nu trebuie să fac această rundă. Nu-i nicio problemă. Copiii au crezut că au talc aici pe jos și au băgat mâinile în pământ. Dar ce mai contează? Resetăm cronometrul și urăm succes Teodorei. Pe locuri. 3, 2, gata, start! Bravo Teo, hai! Hai Teo, hai! Bravo Teo, hai! Hai Teo! Hai Teo! Hai Teo! Hai, 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 hai! Mai repede, mai repede, mai repede! Ai prins piciorul acolo! Ușor, ușor! Dați-vă, dați-vă din cale ei, dați-vă, dați-vă! Hai Teo, hai! Hai, 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 hai! Hai Teo, hai, hai! Grăbește-te, grăbește-te, grăbește-te! Folosește frânghia la coborâre! Hai Teo! Hai Teo! Arată la tiroliană! Bravo Teo, bravo! Repede, 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 repede! Încurcați copiii! Hai Teo, hai că mai ai puțin, mai ai puțin, mai ai puțin!
Pregătiți tiroliana! Hai, Teo, hai! Coboară, coboară, nu contează cum! Coboară, coboară și direct la tiroliana! Niciodată! Hai, 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 hai! Și bravo! Stop! 1 minut și 22 de secunde pentru Teo! Dar să nu uităm că Tudor a fost cel mai mic din echipa băieților! Le avem și noi pe Bri și pe Isabel, care sunt mai mici decât Tudor! Ele nu o să reușească să facă acolo! Dacă nu reușiți, faceți și voi mersul piticului! Știți? Felicitări, Teodore! Chiar a scos un timp extraordinar de bun! Dar acum urmăm noi! Resetăm și urmează Aris din echipa băieților! Pe locuri! Fiți gata! Hai, Aris! Hai! Hai! Hai, băieții! Hai, băieții! Hai, băieții! Nu, nu! Hai, Aris! Bravo! Hai, încă una! Bravo, Aris! Aris, atenție, da? Grăbește-te încet! Bravo, bravo, Aris! Bravo, Aris! Hai că e bine! Bravo, Aris! E bine, e bine, e bine! Bravo, Aris! Bravo! E bine, Aris! Cu grijă, cu grijă, cu grijă, da? Nu, nu, nu! Bravo, Aris! Bravo! Hai! Super! Hai, Aris! Ușor, ușor! Ușor, Aris, ușor! Hai, Aris! Hai, Aris! Hai, Aris! Hai, Aris! Hai, Aris! Folosește frânghia, folosește frânghia! Bravo, 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 bravo! Hai, 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 hai! Wow! Super! Hai, Aris, hai! Bravo, Aris! Bravo, Aris! Tiroliana! Hai, Aris, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo! Hai, Aris, hai! Un timp extraordinar! Și... 1 minut și 17 secunde pentru Aris! Ce timp bun a scos! Isabel, avem încredere să scoți un timp mai bun ca Aris, da? Isabel s-a bucurat când a auzit că Aris a scos un timp mai bun. Dar nu contează dacă pierdem, contează să participăm. Și să avem spirit de echipă. Toți băieții acum se bucură pentru Aris! Ia spune-le odată ce timp ai scos. Am făcut 1 minut și 17 secunde. Bravo! Wow! Următoarea este Briana. Bri, mersul piticului. Bri nu ajunge la inele. Stai, stai că n-am dat start. Acum, pentru Bri, resetăm cronometrul. De sus de acolo pornești. Pe locuri, fiți gata. Start! Start. Hai, le, Bri! Na, 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 na. Hai, Briana! Hai, Briana! Aici o voi ajuta eu! Hai, Briana! Nu ajutați, nu ajutați. Hai, Briana! Hai, Briana! Hai, Briana! Hai, hai, hai! Hai, Briana! Hai, Briana! Hai, Briana! Bravo, Bri! Hai, hai, hai! Cu grijă, cu grijă, hai! Ușor, ușor! Hai, Briana, hai! Bravo, Bri! Hai, Bri! Hai, 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 hai! Hai, Briana! Hai, 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 hai! Hai, Bri! Hai, Bri! Nu te copii după gar! Nu, nu, nu! Ai grijă, da? Haide! Hai, Bri! Hai, Bri! Hai, Bri! Hai! Hai așa! Bravo! Acum cauciucurile fotbalistice! Bravo, Bri! Bravo, Bri! Bravo, 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 bravo! Hai, hai, cu grijă, da? Hai, Briana! Hai, Briana! Hai, Briana! Hai, Bri! Hai, Bri! Hai, Bri! Hai, 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 la tiroliana acum, da? Ați pregătit tiroliana? Bravo! Hai, Bri, hai! Hai, sus, 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 sus! Cu grijă, da? Te ții de sus! Repede! Hai, Bri! Repede! Hai, 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 hai! Hai, prinde-te! Mâinele și start! Hai, Bri! Stop! 1 minut 44! Bravo, Bri!
Totuși, Briana a scos un timp bun, a fost ajutată, dar ajutorul a venit pentru a crea o stare de siguranță, de stabilitate. Nu am vrut ca Bri să se accidenteze, că sunt convins că o să fie comentarii în care veți scrie că Briana a fost ajutată. Dar dacă s-ar fi accidentat, jocul s-ar fi terminat aici, iar voi n-ați mai fi văzut nimic, că n-am mai fi postat. Așa că să-i urăm acum mult succes lui Vlad! Hai, Vlad! Fiți gata! Start! Hai, Vlad, hai! Hai, Vlad, hai, hai, hai! Bravo, Vlad, hai! Încă un pic, încă un pic, încă un pic, încă un pic! Bravo! 8 secunde! A fost foarte... Bravo, Vlad! Hai, Vlad, hai, 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 hai! Bravo, bravo, bravo! Două deodată! Bravo! Hai, Vlad, hai, Vlad! Se descurcă foarte bine până acum! Wow, ce bun ca YouTube! Hai, 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 Vlad, hai! L-aranjat mai convenabil! Bravo, Vlad! Vlad, hai, 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 hai. Și hai, Vlad, hai, 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 că mai e puțin, mai e puțin, mai e puțin. Bravo, Vlad. Sus, dați-vă la o parte, dați-vă la o parte. Hai, Vlad. Folosește frânghia, Vlad. Să nu uiți. 45 de secunde până aici. Hai, 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 că o să fai cel mai bun timp. Grăbește-te. Hai, Vlad, hai, hai, hai. Va trebui să câștigăm noi, hai. Direct, tiroliană, hai. Vlad, ridici picioarele, da? Sus picioarele, sus picioarele, sus, 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 sus picioarele. Și... stop! 1 minut și 13! E cel mai bun timp de până acum? Se bucură ca la fotbal băieții ăștia. Oare ce fată urmează acum? O văd pregătită chiar pe sora lui Vlad, pe Isabel. Sunt gata. Așa că hai, Isabel! Hai, Isabel! Mersul piticului dacă nu reușești. Hai, mersul piticului, mersul piticului, bravo! Bravo, bravo, Isabel! Unde ajuns Isabel pe vârsta de joc? Ai grijă, 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 sus, 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 sus! Bravo, contează dacă... contează să termin traseul! Hai, Isabel, bravo! Hai, Isabel, hai, hai, hai! Nu încurcați! Puci, 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 mare, să nu ratezi! Așa, bravo, hai, Isabel, bravo! Și, 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 Isabel, hai! Hai, Isabel! Hai, Isabel! Dar cu grijă! Briana, Teodora i-a pregătit deja tiroliana lui Isabel! Bravo, Isabel! Bravo, Isabel! Bravo, Isabel! Bravo, Isabel! Cu grijă, cu grijă! Așa, frânghia! Bravo, 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 bravo! Și, cu grijă, cu grijă, cu grijă, cu grijă! Isabel, că ești foarte bună! Repede! Bravo! Și Isabel urcă pe turnul de cauciucuri! E foarte sportivă, ne place de ea! Sunt sigură că și vouă vă place de Isabel. Isabel deja coboară și se îndreaptă către tiroliană. Hai, Teo îi pregătește tiroliana. Hai, Isabel, ridici picioarele, Isabel, da? Hai că o să scoți un timp foarte bun. Bravo, felicitări. Super, picioarele sus. Și... 1 minut și 13 exact aflatele ei, Vlad. Nu cred. Bravo, Isabel! Cum a făcut ca și mine? A trebuit să ne uităm la sutimi! Și tu ai trișat la cauciucul cel mare! A, da! Ea l-a atins! A trecut pe lângă! Da. Ai câștigat! Bravo, Isabel! Până acum e cea mai bună! Nu prea mă bucur, sincer! Pentru că băieții trebuie să câștige! Cine urmează la noi? Darius! Hai, Darius! Cum poți să merg pe estea? Deci, trebuie să merg mersul piticului. Deci, Darius va merge mersul piticului, dar doar când va porni cronometrul. Ah, da? Dar faci mersul piticului, nu alergi. Știu. Că dacă era alergat, ar fi schemat alergatul piticului. Tu o poți acolo sus? Da, pot. Dar nu pot să merg. Da, pot. Hai să facem probă. Probă. Hai, Darius, să vedem. Da, pot. Mm. Da, hai că așa. Nu-i nimic dacă te dai jos, urci la loc, da? Am un întreg tabel. Resetăm cronometrul și urăm mult succes lui Darius! Pe locul! Fiți gata! Hai, Darius, hai! Hai, Darius! Hai, Darius! Bravo, Darius, bravo! Hai că mai ai două! Bravo, Darius! Bravo, Darius! Se descurcă, dar adrenalina l-a făcut să scoată un timp mai bun decât toți ceilalți. În 8 secunde el deja a fost gata și e pe cauciucurile în picioare. Urmează cauciucurile culcate. Hai, Darius, hai, Darius, hai, Darius! Bravo, Darius! Bravo, 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 Darius! Totuși ai grijă, da? Grăbește-te încet! Concentrează-te! Nu te grăbi, totuși! Oh, dar ce facem aici? Dificultate! Bravo, Darius, te-ai descurcat! Foarte bine! Bravo, Darius, bravo, Darius! 40 de
Folosește frânghia, folosește frânghia, Darius! Bravo, Darius! Bravo, Darius! Darius, cred că v-a spus de cel mai bun timp. Bravo, Darius! Și... Bravo, Darius! Repede, repede, repede! Darius, să ridici picioarele, da? În trei! Nu le ridica! Ba da! Ridică picioarele! Ridică! Hai, Darius! Hai! Un minut și 8 secunde, aproape 9. Un minut și 9, da? Darius, wow! Oare va reuși vreo fată să bată timpul acesta? Călăpăriți susținători! Mami, nu e corect. Un minut și 8 secunde. Ai oprit cronometru când a atins. La ceilalți, la fete, am văzut că opreai dinainte să se oprească tiroliana. Deci un minut și 8 secunde. Bine, tati, trec un minut și 8 secunde. Of, ne luptăm acum pentru 98 de sutimi. De fapt, pentru 2 sutimi diferență. Următoarea va fi Izabela în echipa fetelor. Izabela a avut mâna ruptă, așa că nu are voie să se agațe de aceste inele. Ea va face mersul piticului. Așa că, pe locuri, fiți gata! Start! Mersul piticului! Bravo, Izabela! Super! Bravo, repede! Puci! Grăbește-te încet! Cu atenție, ușor, să nu ne accidentăm, da? Hai, Izabela! Hai, Izabela! Hai, Izabela! Hai, Izabela! Hai, Izabela! Sus! Bravo, bravo, Izabela! Bravo, 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 bravo! Ușor, ușor, ușor! Super! Bravo! Acum! Așa, sus! Bravo! Hai, Izabela! Bravo, Izabela! Bravo, bravo, bravo! Și acum, cu atenție, da? Două, câte o două, hai! Hai, Izabela, hai, Izabela, hai, hai, hai! 30 de secunde până aici! E foarte bine, bravo! Foarte bun până acum! Ține frânghia! Întoarce-te ușor, cu grijă, da? Iei frânghia în mână, așa, așa! Eu cred că ea știe să se descurce! Bravo! Bravo! Super! Bravo, hai, hai! Te încurcă, Bri! Hai, Izabela, hai, mai puțin, mai puțin, mai puțin, mai puțin. Bravo, Izabela, hai, cu grijă, da? Izabela a scos un timp foarte bun la începutul traseului, dar are deja 1 minut și 18 secunde până aici. Să sperăm că tiroliana îi va merge repede și alerg în capăt. Așa, perfect. Și. Am oprit la 1 minut și 40, numai că am schimbat ecranul. Deci 1 minut și 40 pentru Izabela. Aaaa! Pe cameră, mare, a văzut? 1 minut și 40 pentru Izabela. Băieți, ăștia ne cam bat la fund. Ce zici, Mara, tu reușești să scoți un timp mai bun? Da. Alergare de viteză, bagi aici cât poți de tare. Da? Acum e rândul nostru. Iar acum îl avem pe Yanis. Cel mai puternic. Sper să reușească să facă cel mai bun timp. Eu am mai mare încredere în băieții mici, să știi. Eu cred că băieții mici vor scoate timp mai bun decât cei mari, pentru că lor le e greu. Rândul lui Yanis! Pe locuri, fiți gata! Da, Yanis! Hai, Yanis! Hai, Yanis! Yanis, trebuie să scoți cel mai bun timp, dar ai grijă, da? Hai, Yanis! Hai, Yanis! Hai, Yanis! Hai, 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 hai! Bravo, Yanis! Hai! Grijă, 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 grijă! Bravo, Yanis! Ești cel mai bun de până acum! Bravo, Yanis! Bravo, Yanis! Bravo, Yanis! Hai să te vedem, hai! Mai puțin! De aici, doar urci, urci, urci și după aia cobori ca să alergi, da? Acum coboară, pentru că Yanis are greutate. Yanis, aleargă! 49 de secunde pentru Yanis! Bravo, Yanis! Bravo! Prea tare! Tu ești speranța noastră că vara n-are cum să scoată pe mai. De-aia zic, tu ești speranța noastră că ești slăbuță, ești micuță și poți să faci un timp mai bun. Da, 100%. Hai să vedem, Yanis! Wow. Și la noi urmează Mara! Uhu! Eu n-am încercat niciodată nici un traseu de aici. Am emoții! Țineți în pumnii strânși și veniți cu un like! Like! Și acum, pe locuri, fiți gata! Start, Mara! Mersul piticului! Mersul piticului! Bravo, Mara! Hai, Mara, hai! Hai, Mara, hai! Mara, mai repede! Hai, că poți!
Hai, Mara! Hai, Mara! Hai, Mara, pierzi timp, pierzi timp, să știi, pierzi timp! Hai, Mara, hai, 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 hai! Hai, 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 hai! Și cel mare, și cel mare, și cel mare! Bravo, hai! Wow! 20 de secunde până aici! Hai, Mara, că poți! Bravo, Mara, bravo, 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 bravo! Hai, Mara, hai! Sus! Folosește prânghia! Hai, Mara! Hai, Mara! Pierzi timp, pierzi timp, pierzi timp! Dă-te așa! Pierzi timp, pierzi timp, pierzi timp! Oh, Mara! Hai, Mara, hai! Hai, Mara, hai! Trebuie să urci întâi sus și cobori, după aia alergi, da? Hai, Mara, hai! Ce-ai făcut? Te-ai împotmolit! Hai, Mara, hai! Sus! Nu, nu! Sus și acum înapoi! Și aleargă, da? Hai, Mara, hai! Aleargă, Mara, aleargă! Și stop! 57 de secunde pentru Mara! Bravo, Mara! Așa e! Vedem la urmă! Am rămas mai în echipa fetelor, care sperăm să scoată un timp foarte bun. O pot trece pe Mara cu 57 de secunde. Iar la băieți urmează Darius. Al Darius, Darius 2. Eu mi-am trecut Darius verde și Darius roșu. Priviți-i cum sunt ei îmbrăcați. În roșu și, roșu și verde. Mai aveam un pic și credeați că sunt daltonistă, pentru că am inversat culorile. Trebuie să venim cu un mesaj de susținere pentru Darius. Este ultimul concurent din echipa băieților, așa că vreau galerie. Băieții, unde sunteți? Haideți. Sunt pregătiți ceilalți băieți? Vlad și Aris, Țintele Oliana, iar noi vrem ca Darius să câștige. No! El cel mai bun timp din echipa băieților. Ce zici, Darius? Da. Nu câștig! Hai, vedem? Pornim? Nu câștig! Voi scrieți în comentarii dacă ați făcut deja socotelile. Ce timp au până acum cei din echipa băieților și ce timp i-au scos cele din echipa fetelor. Acum îl avem pe Darius și pe locuri, fiți gata. Start! Hai, Darius! Concentrează-te, Darius! Bravo, Darius! Bravo, bravo, bravo! Cel mai bun timp de până acum! Hai, Darius, hai! Bravo, Darius! Bravo, 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 bravo! Hai, Darius, hai! Hai, Darius! Hai, Darius! Bravo, Darius! Bravo, 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 bravo! Și... bravo, Darius! Hai, Darius! Hai, 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 hai! Super! Bravo, Darius! Bravo, 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 bravo! E perfect până acum, e perfect! Folosește frânghia! Sau poți aluneca direct! Bravo, Darius! Ai cel mai bun timp! Bravo, Darius! Hai, hai, hai! Pregătiți tiroliana, pregătiți tiroliana, bravo, Darius! Pregătiți tiroliana, ridici picioarele, Darius, da? În 3, 2, dați-vă la o parte! Nu! Pierdem timp, pierdem timp, pierdem timp! Asta nu trebuia să se întâmple! Hai, Darius, hai, sus picioarele, bravo! Hai, hai, hai! Și... stop! 1 minut și 10 secunde! Wow! Stati l-am pins pe Darius! Bă, dar ai împins, avem pe cameră! Ați trișat! Da! Nu trișează! Și eu am favorizat echipa băieților, pentru că am uitat să apăs pe cronometru la Ianis. Ianis a scos 47 de secunde, că primele 3 secunde le-am ratat. Stati l-am pins pe Darius, dar nu-i nimic! Se mai întâmplă! O să aibă penalizare, nu se poate așa ceva! Dacă noi am fost corecte! N-am împins pe nimeni! Voi ați văzut ceva? Toate fetele au văzut! Fetele care au văzut că tati l-am prins pe Darius, să ridice mâna sus! Da, dar Darius a scăpat tiroliana și asta nu știu dacă a fost vina lui. Nu contează! Echipa trebuie să fie mai unită! Na, nu contează! Dacă nu ar fi scăpat tiroliana, ar fi scos un timp și mai bun. Ultima concurentă va fi Maya! Și sperăm că Maya va scoate un timp mai bun decât Darius. Foarte sportivă. Cel puțin așa pare la prima vedere. Una din fete să se ducă să pregătească tiroliana. E cam greu pusă acolo. Tiroliana ar trebui ținută și dată în mână celui care concurează. Așa că, Maya, ești pregătită? Nu, da! Avem încredere în tine! Hai, Maya, pe locuri, fiți gata! Start! Hai, Maya, hai, 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 direct! Bravo, Maya! Hai, Maya, hai, 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 hai! Super! Bravo, Maya! Hai, Maya! Hai, Maya! Hai, Maya! Bravo, Maya! Hai, hai! Hai, Maya! Bravo, Maya! Bravo, bravo, bravo! Hai, Maya, că poți! 25 secunde! Hai, Maya! Urcă, Maya!
Sus, 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 sus. Wow, bravo Maia. Hai, susțineți-o pe Maia. Bravo Maia. Hai Maia, bravo, 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 bravo. Wow, ce timp ai scos până aici. Bravo Maia. Hai. Bravo Maia, bravo. Hai. Picioarele sus la Tiroliana, da? Picioarele sus. Și 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 54 de secunde pentru Maia! Maia a scos cel mai bun timp de la fete! Felicitări, Maia! Maia a scos un timp mai bun și decât Mara, care nu a făcut Roliana, iar Ianis a scos cel mai bun timp la băieți, dar el a luptat în condițiile mărei, să zic așa, adică fără Tiroliană. Acum, voi faceți calculul! Eu citesc scorurile! Și să începem așa, la băieți! Adunați! 1,39 plus 1,17 plus 1,13 plus 1,08 plus 0,49 plus 1,10. Cine a scos 1,08? Celălalt Darius. El. Dar hai să calculăm! Am spus scorurile tuturor băieților. Voi calculați acum și scrieți minutajul în comentarii. Iar acum la fete. 1,22 plus 1,44 plus 1,13 plus 1,40 plus 0,57 plus 0,54. Avem două fete sub 0 la băieți. Un singur băiat sub 0. Am greșit. Două fete sub 1, adică începe cu 0. Și la băieți, un băiat sub 1. Și cine a câștigat? Fetele deja s-au bucurat. Sper să nu se fi bucurat degeaba. Ele s-au bucurat de recordurile personale, pentru că au scos timp sub un minut. Acum eu zic să scrieți în comentarii și timpii fetelor și să notați deja câștigătorii aici în comentarii. Care sunt câștigătorii noștri? Fetele sau băieții? Am calculat secundele și minutele și ne-au dat că... Băieții au 7 minute și 16 secunde, bate stopele, iar fetele au 7 minute și 50 de secunde. Deci câștigătorii sunt... Băieții! V-am spus eu că vă bucurați degeaba. Noi am câștigat. Bravo, băieții! 5! Și tu, Tudor, Vlad, Ianis și Ari. Da, ce vreți să spuneți voi că ați câștigat la jumătate de minut diferență? Mie mi se pare un timp foarte bun cel pe care l-au scos fetele, așa că felicitări fetelor, bravo! Noi ne-am distrat oricum mai mult decât băieții. Exact, și fetele s-au distrat de mine și Ari se bucură pentru fete! Aceasta a fost provocarea, copiii s-au distrat, noi am transpirat. Dar ne-am distrat și noi cu ei. Eu am făcut traseele aproape împreună cu ei. Dar eu acum aș vrea să-l văd și pe tati făcând același traseu. Mami, dacă face tati traseul, trebuie să-l faci și tu. Ce? Bine, îl fac. Dar asta ne-ai găsit un următor dacă adunăm la acest video 10.000 de like-uri. Ari vrea să facă și ea traseul. Ari, să mai crești și-l faci și tu.